Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Ați nimerit, da. Ați nimerit cum trebuie. Bună dimineața! Bună dimineața! Eu sunt Orlando, îmi pare bine. Salut, Grigo! Salut, Costa! Hello! Tu ești Mira, nu? Bună, Mira! Tata, cățelul și Paul. Hello! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Facem pregătirile. Bună dimineața! Uite, încă sfârșit și fiica mea să vorbesc cu ceva de la Tonița. Bun, Orlando. Eli. Îmi pare bine. Cristi! Te-amă! Între. Joachim? Da? Tata cu ce se ocupă? Tata cu ce se ocupă? Cu scenografia, nu? Mă numesc... Pasiunea mea e să fiu YouTuber. Și ca în tabăra asta... Eu îmi doresc să fie un film de groază. Eu mă cheamă Mira și porecla mea e Miru. Și am 9 ani jumate și pasiunea mea e să desenez și să mă uit la filme de groază, cum ar fi Stranger Things. Ok, bun. Da, deci tu fii acolo și te-ai spăgras. Ok, am înțeles, te-ai spăgras. Numele meu este Ilie Maria, am 10 ani și ca păreclă te spuneți Mari sau cel la nume Georgiana. Și pasiunea mea e să devin actriță. Și așteptările mele de la acest film este să fie un film reușit și da, atâta. Mersi! Mă cheamă Paul, am 9 ani și, să mă joc jocuri video. Să filmez, nu? Vrei să filmezi, am înțeles, deci tu vrei să filmezi. Da. Bun, așa, ia să vedem. Cam prima așteptare de la mine. Pe mine ar fi ca să am 12 ani să... Adică să fie reușită și să fim bucuroși că am făcut-o. Eu mă numesc Ion Carina Florentina, am 11 ani și pasiunea mea este să cânt și să dansez. Pe mine, eu mă numesc Costa, am aproape 10 ani, pasiunea mea este să gătesc. Să gătești? Da. Mamă, ce... Și în această tabără aș vrea să învățăm cum să filmăm. Mă numesc Grigore, am 12 ani. Una dintre pasiunile mele este câteva dintre pasiunile mele sunt să desenez și îmi place să joc în piese de teatru. Mi-ar plăcea să fiu actor sau regizor. Pasiunea mea este să devin actriță. Asta chestia, asta e pasiune. Este actoria. Așa. Și, și muzica. Sunt, adică. Și vreau ca în această tabără să devin mai bună la actorii. Și ca filmul să iasă foarte bine. Mă numesc Ana Ecaterina, am 15 ani. Pasiunile mele sunt să pictez, să desenez, să colorez, să cânt și tot așa mai departe. Așteptările mele de la această tabără sunt să... Suntem cu toții fericiți, să dau totul bine și să ne distrăm. Sunt Ana, mă cheamă Ana Lucia, dar nu-mi place să-mi spuneți Lucia. Așa, am 15 ani. Să respir? Ești cam nevoită să respir. Și așteptările mele să iasă bine. Eu sunt Stan cu Alina Elisabeta și prefer să mi se spună Eli. Am 18 ani. Ce trebuie să zic mai departe? Ce pasiune ai și ce vedeți la tabără asta? Pasiunea mea este arta plastică. Îmi place să pictez. Mai place să și cânt la chitară bas și la tobe mai cântam uneori. Și așteptările mele la tabără asta ar fi, cred că să învăț mai mult despre crearea unui film. Să culeg niște chestii importante de la voi, mai ales pe partea de scenografie, care o să mă duc și la facultate.
plăcut că, da, m-ați ajutat să văd că chiar dacă am scris puțin, am și inventat și că, da, până la urmă am fost creativă. Ți s-a crescut dinte astăzi! Au fost foarte neașteptați! Că înainte nu mi se clădinea și într-o oameni am clădinea și cred că din greșeală mea am scos din. Așa, deci mie mi-a plăcut foarte mult pentru că am descoperit rețeta de succes a filmelor de la Hollywood și pentru că am înțeles schema, care pentru mine a fost un mister până acum, de ce câștigă ăștia de mult bani din nimic, dar în fine, și acum am priceput de ce. Și mai ales că mi-am dezvoltat o idee super stupidă, am plecat de la o tâmpenie și mi-am dat seama că pot să scot o bandă desenată foarte interesantă. În această prima zi am învățat că nu este atât de ușor să scrii un scenariu. În această zi m-am simțit foarte bine pentru că am făcut ceea ce îmi place și am făcut lucruri noi pe care nu le-am mai făcut înainte. Cadraturile și cum le folosim de ele ca să reflectăm o poveste. Nici că se va lipi în timp. Sunteți de acord ca ei să mănânce împreună cu noi la masă? Deci, dragilor, v-ați câștigat masa pe ziua de astăzi! Să izoleze picăturile de apă, să nu le absorbă foarte repede corpul. A apărut transpirația. Mamă, că t-ai alergat în rar. Așa decât ai venit, îi place că t-alogi în cuna. Hey. Echipa de chimiști. Lăsăm un spaut în de regizor. Lăsăm un spaut să vedem care sunt locațiile exterioare. De la domnul regizor am aflat că aici se află un container roșu pe care îl vom folosi. Ce rost va avea, care va fi tratat acest container, Grigor? Cum ați descoperit voi containerul ăsta nou, Grigor? Dar e și vă veniți des aici, vă jucați? Și nu v-a fost teamă? Vrăjitoarea mare, văd realitatea. A, da, chiar, să-și imagineze că noi suntem oaia răi vrăjitorii și
așa e. Două fațete ale cubului. Cum văd exact generația voastră și cum văd ăștia mici, nu? Da, și putem filma și din perspectiva lor, vă dată să fim noi îmbrăcați cu nu știu ce, și din perspectiva noastră a realității. Normal. Putem să începem ca cei mari să stai aici? Vrei să stai aici? Relativ să fie în camion întregi și să vorbească la telefon și din ce ei vorbesc, cei mici să-i deranjeze. Da. Tu ai zis că începutul trebuie să fie opusul final. Da. Așa? Opening mici cu finally mici. Uite, de exemplu, mai văd pe mama când mai vine cu mine în parc sau când se mai duce cu eu acum în parc. Îmi dau seama că aș mai aduce, nu știu, mai aduce câte tratamente și vreau să mai dea așa câte dată în leagă. Cine? Dar nu pot să prindă mereu o ocazie. Uite, foarte bine. Ce vă dau ca idee, ce ai zis tu, ca să folosim tema asta mai mult, avem așa. Avem relația mai întâi principală dintre copilul mare și copilul mic și în același timp avem o scenă secundară dintre copilul mare și părinte, care este fix aproape aceeași relație dintre copilul mare și copilul mic. Familiile. Ori, am înțeles ce vrei să spuneți. Da. Adică e doar un adolescent care are un frățior mai mic, care acela ia telefonul. Adolescentul se unește cu prietenii lui. Exact, și ăla mic cu prietenii lui. Avem un frățior aici? Da. Poți să mănânci dulciuri? Da? Poți să mănânci dulciuri, poți să... De unde dulciuri? Nu știu, ce-ai zis, vorbești cu mama. O să iau eu. Păi dacă nu lasă mama. Da? Păi nu, el vrea sub acoperirea filmării să mănânci dulciuri, dacă să n-are voie. Bani! Da, e bani. Mama ne lasă pe filmări. Ne lasă pe filmări. Ce putere, între ghilimele, are adolescentul? Poate să-l bată pe celălalt. Ce putere aveți voi aștia adolescenți? Ce știți să faceți și mai bine? A, să ziceți! Ce știți să faceți? Știți punctul de vedere al adolescentului. Voi ăștia mari, da. La ce vă pricepeți cel mai bine? Să-i manipulăm. Exact. Ce putere aveți voi? Să desenați, spre exemplu. Da. Mă, care e puterea voastră? Care este puterea voastră secretă? Voi știți să desenați. Uite, tu și băiași știți să facem. Tu desenezi? Și cu cine ajută? Da, să desenezi, dar nu știu dacă e asta. Este o putere pe care la un moment dat asta va fi de ajutor. Nu. Este o putere magică. Păi nu mă aștept niciodată desenezi. Nu știu. Nici pe mine. Atenție! Avem scenariu! Te duci aici, te uiți pe superne și apoi ridici cearceaful, da? Scena 12, cadru 3, tras 1. 9, 3, 3, 7. Acțiune! Eu nu intru la tine în cameră. Pute! Dar eu vreau să Nu vă supărați, ați văzut un puști cam așa de mic? Mai mic decât ăsta n-am. Bine, mulțumim.